Bună seara, în primul rând. Ce pot să spun, urmă, după un asemenea meci, cu o asemenea încărcătură, o asemenea victorie obținută aproape de finalul jocului. Știam că ne așteaptă un meci greu, așa cum am spus la conferința de presă. UTA este o echipă de tradiție, o echipă care are un lot foarte bun și înainte de meci chiar au anunțat că vin aici să câștige cele 3 puncte. Noi astăzi am fost pregătiți. Din punctul meu de vedere, băieții au făcut un meci foarte bun, o intensitate foarte mare. Îi felicit pe această cale și ne bucurăm de primele puncte din play-out. Erai mulțumit și cu un egal la cum a curs jocul, Claudiu, auzeam exprima această opinie. În primul rând, noi am pregătit jocul la victorie. Vă dați seama, trecând minutele și ne reușim să înscriem, un rezultat de egalitate poate, eu spun că era echitabil. UTA a avut totuși situații destul de mari de a marca, să nu mai spun de ultima intervenție a lui Vâlceanu, care a fost de-a dreptul miraculoasă. Dar ce rămâne după acest joc, rămân cele 3 puncte care nu se mai înjumătățesc și ne rămân 9 zestre. Doua este un jucător foarte bun. Este un jucător care și-a așteptat rândul, jucător care se antrenează foarte, foarte bine și în momentul în care a jucat titular, a jucat foarte bine și m-a obligat să-l țin în echipă. Este un jucător foarte bun, un jucător cu... Mi-aduce aminte de Arsenat, perioada Răzvan Lucescu, eram și noi aici în acea perioadă. Un jucător foarte bun care, cu siguranță, va face meciuri din ce în ce mai bune. Au venit punctele, vin și banii, din ce am înțeles. Conducerea anunță că săptămâna viitoare posibil se va depara. Da, ce știu este că marți avem reunirea echipei. Ne dorim să avem vești bune la întoarcerea din această mini-vacanță. Plecați undeva în această mini-vacanță? Preconizăm să mergem câteva zile săptămâna viitoare la București. Un mic cantonament, mini-cantonament. Avem și două meciuri amicale atunci, pe final de săptămână. Da. Așteptăm. Cu cine sunt meciurile amicale? Păi deja am contactat Metaloglobus și Dinamo. Când te-ai bucurat mai mult? Când a dat gol doua sau când a apărat Lucian? Ambele situații. Ambele situații au fost. Acea intervenție este de-a dreptul miraculoasă. Nu știu, mă bucur că jucătorii pe care i-am ales să joace la acest meci au făcut-o foarte bine. Și mă bucur în primul rând pentru ei. Pentru faptul că prind încredere și asta e cel mai important. Echipa, spun eu, că este într-o creștere, avem și rezultate și asta este foarte important. Dar drumul este lung, să știți. Drumul este foarte lung, play-out-ul este foarte greu, echipele sunt sensibile egale, ați văzut și astăzi se joacă pe muche de cuțit. Va fi un play-out foarte, foarte disputat. Cum vezi meciul de la Freiburg? Va fi un meci greu, cu siguranță va fi un meci greu. Nu ne luăm după ultimul meci pe care ei l-au disputat contra celor de la Șef și va fi cu totul alt meci. Dar până atunci avem aceste zile de pauză, urmează să revenim la pregătire și cu siguranță o să pregătim foarte bine meciul de la Craiova. Vă mulțumesc mult!